Sunt împărțit, am două telefoane în față, să știți, dacă mă uit și stânga și dreapta. În dreapta mea este Facebook-ul live și în stânga mea este Instagram-ul. Părere Roxana Ghiță. Roxana Ghiță fanpage. Roxana Ghiță, mă bucur că m-ați întrebat acest lucru despre Roxy. Să știți că este cea mai inteligentă, cel mai inteligent concurent de la Survivor. Știu că și părinții ei sunt niște oameni cu un IQ peste medie. Îmi pare rău că a ieșit, dar a ieșit din motive medicale. Și și abia aștept să o aud, pentru că ieri seară, uite, vă dau din spate. Ieri seară, după ce a ajuns la București, am schimbat câteva păreri pe audio și mi-a zis că mâine o să stăm la taclale pe WhatsApp și abia aștept să o văd pe Roxy Ghiță, ambițioasă, sportivă bună, dar din păcate a ieșit și ea din motive medicale. Ia să vedem, ce părere ai despre Andrei? Andrei, eu l-am cunoscut doar o săptămână, este un tip introvertit din punctul meu de vedere și voi, după cum observați la televizor, nu prea intervine foarte mult în discuții, dar cred că este una dintre strategiile lui să o facă și în acest moment îl văd, după Albert, cel mai bun sportiv. Nu spun nimic despre Crăciun pentru că mai am nevoie de cel puțin o săptămână să-mi dau seama de calitățile lui. Of, Aline, Adriana Marian pe Facebook îmi scrie: Of, Aline, l-ai lăsat pe Albert în gura lupilor. Într-adevăr, îi va fi greu lui Albert să se descurce. Nu mi-am dorit să las pe Albert acolo, dar am ieșit din motive medicale. Dar Albert este omul care se va descurca în orice fel de situație și o să vedeți că va ajunge până în finala acestui show și îi va domina atât psihic pe cei care nu îl plac acolo la războinici. Ce părere ai de Andrei Antonescu de la Faimoș, Oltean, Ariana? Nu o văd o foarte bună sportivă pe Andreea Antonescu, trebuie să spun adevărul, cel puțin pe îndemânare și pe finalizare nu stă deloc bine. Dar trebuie să-i dăm încredere, pentru că ai nevoie de cel puțin o săptămână de acomodare atât cu acele condiții grele pe care le întâlnești la Survivor, cât și această acomodare din punct de vedere sportiv. Poți să mă bași, te rog, că am niște întrebări. Cristi Constantin, îți aștept întrebările tale pe Facebook și vă răspund cât mai sincer pot. Pe Albert Liviu Tehei, pe Albert îl mănâncă hienele. Vreau să-mi spuneți cine sunt hienele, să văd dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Fetița mea este fan mare, te rog, poți neapărat. Rudy, fetița mea este fan mare, te rog să o saluți, o cheamă Sara. Sara, dacă te uiți la mine în acest moment, multe, multe îmbrățișări, îți transmite buturuga mică care a răsturnat carul mare pe Moroșanu aproape de fiecare dată și vreau în continuare să ții cu războinicii și să-i susții până la capăt. Uite, Didina mi-a mai scris câteva întrebări aici pe care eu nu pot să le văd, n-am cum să văd toate întrebările. Prima întrebare, nu știu de unde îmi vine, dacă sunt din Câmpia Turzii. Da, deloc sunt din Câmpia Turzii, este orașul meu natal și mă mândresc cu acest lucru și o mai spun încă o dată, dacă e nevoie, iubesc Câmpia Turzii, iubesc țara românească, pentru că am fost atacat cu acest apelativ de momentul când mă refeream la România, foloseam apelativul de țară românească, dar mă bucură acest lucru. Sorin Irimie, salut maestre, multă sănătate, haideu! U este cea mai iubită echipă din România, din punctul meu de vedere. Voturile, cum se iau? Voturile se iau în momentul în care domnul Dan dă star vot. Toată lumea trebuie să luăm mâna pe telefon, inclusiv eu, din momentul în care am ieșit din această competiție. Și bineînțeles, toți să-l votăm pe Albert. Pentru că Albert este omul care trebuie să câștige această competiție.
De ce încerci să te ridici pe spatele faimoșilor? Păi, îmi pare rău că nu știu cine mi-a scris acest lucru. Didină, te-aș ruga ca să scrii și pe cei care scriu, mi-adresează aceste întrebări, că așa e frumos ca să le răspund. În momentul în care noi toți am ajuns acolo, indiferent că suntem faimoși sau suntem războinici, indiferent că ne cunoaște lumea sau nu ne cunoaște lumea, eu cred că toți ne-am câștigat dreptul de a fi acolo. Toți ne-am câștigat dreptul de a ne spune părerea. Toți ne-am câștigat dreptul de a interveni din toate punctele de vedere și cu tot ceea ce înseamnă acest show de televiziune. Nu înseamnă că mă ridic pe spatele faimoșilor dacă eu l-am provocat pe Cătălin Moroșanu, cum de altfel i-am provocat pe toți de acolo. Am fost singurul concurent ca dintre băieți care în momentul în care a ieșit din această competiție, i-a bătut pe toți băieții. Acum dezvoltă puțin. Darius Robert, cum ți se pare Caterinca care o face Jador? Pe mine mă amuză. Foarte bună întrebare, David. Caterinca pe care o face Jador o face din punct de vedere a entertainmentului. Mi se pare normal ca el să-și facă show-ul pentru că știe că are milioane de urmăritori. Jador este omul de care m-am apropiat acolo în Republica Dominicană și m-aș bucura ca să, în momentul în care ajunge acasă, să păstrăm legătura, cum de altfel am promis amândoi. Violeta Ceaca și Ghirișenii te salută. Salut, Câmpia Turzii. Părere Majda. Ce părere am despre Majda? Majda este omul, cum am mai declarat-o și la Teo Show, este omul, mai ales în acele condiții foarte grele, omul în care are cel mai bun suflet dintre toți participanții de la Survivor. Majda, în momentul în care vedea un băiat de la faimoși sau o fată de la faimoși că nu mai poate de foame, îi dădea din mâncarea ei. Ce poate, ce gest nobil poate să fie mai mare decât acest lucru? Majda este una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut. Părere Culiță! Culiță! Culiță este un om care ți-ar da și bluza de pe el doar ca să-ți fie bine. Este un bun sportiv, surprinzător pentru mine și pe lângă Cosmin mi-aș dori și el să câștige acest show de televiziune. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare, atât pe pagina de Facebook și mai ales pe Instagram, unde depășim 250 de oameni. Părere Zani este omul cu care de multe ori mă compar. Dintre noi toți, mai ales la începutul show-ului, am fost cam singurii care am avut curajul să ne spunem părerea sinceră și obiectivă referitoare la colegii noștri pe care îi avem în echipă și referitoare la acest show de televiziune. Cum te simți din punct de vedere sportiv? Chiar dacă au fost foarte multe comentarii pe pagina mea de Instagram și de Facebook, Alin Sălăjan, să știți că eu am ieșit din punct de vedere medical de acolo și toți cei care mă condamnă că nu este așa, la un moment dat cred că o să fac publice acele analize medicale și mai ales rezultatul acestor analize și toți cei care m-ați condamnat că nu am ieșit din cauze medicale, nu neapărat că aștept scuze din partea voastră, dar măcar cred că vă veți simți vinovați că ați greșit.